Bine v-am regăsit la repriza de sud. După 21 de ani, naționala masculină de handbal a României încearcă să se califice la campionatul european. Drumul spre europene trece pe la Craiova, aici unde joi tricolorii vor înfrunta naționala Belarusului. În cele ce urmează vă prezentăm interviuri cu oficialii federației, antrenorul Javier Pascual, dar și unul dintre jucători, portarul Mihai Popescu. Vizionare plăcută! Domnule Voica, cum decurg pregătirile pentru confruntarea de joi cu Belarus? Până în momentul de față, cred eu că bine, chiar foarte bine, pentru că am observat o concentrare deosebită la băieții noștri și o determinare pe măsură. Când a venit naționala la Craiova? Suntem deja de sâmbătă aici și am avut parte de condiții bune. Vrem și suntem conștienți că dacă vom alege, să zicem, această variantă de a munci, de a fi concentrați, șansele vor crește exponențial. Este foarte important să fiți susținut de un număr cât mai mare de spectatori. Duminică v-ați rupt puțin din timpul dumneavoastră și ați mers la Molul din Craiova pentru a promova meciul. Cum au primit craiovenii prezența dumneavoastră acolo? A fost o să spunem, primire călduroasă, o primire la care am avut acel simțământ că oamenii sunt alături de noi. Ne-ar plăcea ca lucrul ăsta să se întâmple și joi, pentru că avem mare nevoie de aportul publicului din Craiova. A fost un an în care antrenorul Pascual a încercat mai mulți jucători, peste 40. Credeți că formula de acum este una care să ne aducă calificarea? Sperăm cu toții ca această formulă să fie una de succes. Sportivii noștri sunt pregătiți, sunt, aș spune eu, extrem de determinați, așa cum spuneam și puțin mai devreme, dar important este la ora jocului să alegem și să fim pregătiți cu cei mai în formă jucători. Partida cu Belarus este una capitală. Cât de mare credeți că, cum se va resimți presiunea pe jucătorii noștri pentru cele 3 puncte? N-aș dori să vorbesc în momentul de față de presiune, pentru că eu cred că toată lumea este conștientă de importanța jocului. Așa cum și noastră foarte bine ați menționat, este un joc care ne poate aduce într-adevăr mult visata calificare sau nu, dar noi trebuie să rămânem optimiști și la modul cum decurg pregătirile, așa cum am spus și puțin mai devreme, eu cred că șansele noastre cresc. Ce sentimente vă încearcă pe dumneavoastră? Naționala masculină de multă vreme nu a mai fost acolo în top la această competiție. Sunt în momentul de față anumite, să spunem, aducere aminte, dar eu cred că trebuie să trăim momentul actual, momentul care ne aduce mai aproape de realitate și mă refer exclusiv la faptul că noi trebuie să facem acest pas care pentru noi este un pas mare, un pas important de a fi calificați și a ne califica la un turneu final, vorbesc acum de un campionat european. Practic sunteți o istorie vie, iar jucătorii, le puteți povesti jucătorilor cum era atunci când noi mergeam la astfel de competiții frecvent? În momentul de față, cred eu că trecutul nu mai interesează foarte mult. Suntem mult mai mult concentrați pe acțiunile noastre care trebuie să le avem în viitorul cât mai apropiat. La Naționala Feminină spunea selecționerul Ambros că se resimte oboseala cumva la fete fiind final de sezon. Dumneavoastră spuneați că băieții au un tonus foarte bun. Și la noi nu trebuie să scoatem complet din ecuație acest lucru, dar eu cred că ambiția jucătorilor poate compensa această, haide să spunem, oboseală acumulată de-a lungul unui sezon și sunt ferm convins că jucătorii noștri sunt concentrați, așa cum am mai spus, și bineînțeles foarte hotărâți și dornici de a merge la un campionat european. Ați făcut tehnica, strategia pentru acest calup de ultime două meciuri sau luați pas cu pas fiecare meci ca și cum ar fi o finală? Categoric fiecare pas trebuie bine calculat și mă refer aici la primul meci care va fi cel mai important. Din păcate, zilele trecute unul dintre jucători v-a dat emoții, a avut o problemă medicală. Da, este unul din jucătorii noștri importanți, mai ales în faza de apărare. Sperăm să nu fie nimic grav și să putem foarte rapid înlocui lipsa lui. Cum vi s-a părut campionatul românesc în acest sezon? Văd în lotul celor convocați destul de mulți jucători din străinătate, din România. În momentul de față noi am încercat să facem un melanj, dacă mi este permis să mă pronunț așa, între jucătorii buni și jucătorii foarte buni pe care noi îi avem în campionatul intern și, bineînțeles, jucătorii care evoluează în campionatele din Europa, bazându-ne fără doar și poate pe coeziunea de grup.
aici fiind inclusă experiența jucătorilor care joacă în alte campionate, coroborată cu experiența și, să spunem, calitățile jucătorilor care joacă în campionatul nostru intern, și sperăm ca această formulă să fie câștigătoare, să fie una de succes. Am văzut mulți oameni de handbal din generația dumneavoastră aici la sală, vă ajută cu pregătirile. Aveți un mesaj pentru craioveni în ceea ce privește meciul de joi, o invitație pentru ei? Am dorit să fiți cât mai aproape de noi, pentru că avem mare nevoie de sprijinul dumneavoastră și sunt ferm convins că dacă vom fi aproape, împreună putem câștiga și avem mult mai multe șanse. Domnule Taxe, în urmă cu 21 de ani cu dumneavoastră în echipa națională României ajungea la Euro. Acum încearcă din nou acest lucru. Ce șanse avem? Păi dacă tot am fost prezent în 1996 ca jucător, cu siguranță vom fi și în 2018 ca antrenor. Și ca, să zic așa, team manager, pentru că îmi doresc și ne dorim foarte mult această calificare, pentru că este, să zic eu, varianta sau soluția cea mai bună pentru a participa sau a avea șanse mărite de a participa la campionatul mondial din 2019, implicit la Jocurile Olimpice din 2020. Cât de dificil se anunță partida cu Belarus de joi, o națională și în formare, la fel ca noi? Este foarte greu, dar cu siguranță băieții vor juca la capacitate maximă. Știu că își doresc foarte mult această calificare și sper ca alături de, să zic, suporterii craioveni, care pe timpuri veneau și susțineau necondiționat handbalul masculin și cel feminin, să vină să ne susțină, să ne împingă, pentru că împreună cred că vom fi 8 pe teren tot timpul și vom reuși o victorie care ne-ar ajuta foarte mult sau ne-ar mări șansele pentru a ne califica la campionatul european. Mi-ați intuit întrebarea, ce ar însemna 3 puncte cucerite de România? Absența lor ne-ar scoate din cărțile pentru calificare? Da, dacă nu câștigăm cu Belarusul, nu mai avem practic nici cea mai mică șansă de calificare, pentru că din grupă se califică primele două, iar cel mai bun loc 3 din toate grupele se va califica direct la campionatul european. Noi ne dorim să facem parte din primele două, să nu mai stăm la mâna celorlalte echipe sau la mâna rezultatelor și cu siguranță de-aia am și ales să venim să jucăm la Craiova, pentru că știu că aici s-au realizat foarte multe performanțe la nivel de handbal. Vă leagă multe amintiri de Craiova, cei de la federație vă consideră ca fiind de-al casei. Sunt de-al casei, pentru că aici am evoluat din 87 până în 1995, deci sunt 8 ani, 9 ani de zile care am jucat pentru Craiova. De fapt și singura echipă din țară unde am evoluat înainte să mă întorc din Franța, dar să nu uităm că aici am avut și primele performanțe după Revoluție, și anume câștigarea Cupei României, câștigarea de două ori a campionatului, ceea ce erau practic, să zic, rezultate interzise pe timpul regimului comunist. Făceam referire la cei 21 de ani care au trecut. Le povestiți, ați apucat să le spuneți jucătorilor cât de important ar fi o calificare după atâta vreme? Cred că ei știu mai mult decât mine ce înseamnă o calificare, pentru că sunt câțiva dintre ei care au participat și în 2011 la ultimul campionat mondial care s-a disputat în Suedia, și cu siguranță cei tineri care au participat și la anumite campionate europene sau mondiale la nivel de junior și tineret, știu despre ce e vorba, își doresc atât de mult să participe, încât cred că vom face un tot la ora meciului care să ne asigure o victorie contra Belarusului. În anii trecuți, echipa națională de handbal feminin a fost vioara întâi, acum având șanse foarte mari de calificare, simțiți cum este lumea mult mai interesată? Ați mers la molul din Craiova, cum au reacționat oamenii? Vom simți probabil anumite schimbări în momentul în care vom fi calificați, dacă vom fi calificați. Cu certitudine, după meciul de joi, putem să vorbim pozitiv sau negativ despre rezultatele sau viitoarele rezultate ale echipei naționale masculine. Până atunci, ne respectăm adversarii, pentru că sunt mai bine cotați decât noi. Îi vom respecta în continuare, dar cu siguranță, așa cum am zis, vom juca la Craiova și nu cred
că vom putea pierde. Universitatea Craiova, echipa la care dumneavoastră ați evoluat, a avut anul acesta șansa de a merge la turneul de baraj, dar șanse foarte mici să fii promovat, iar banii sunt foarte puțini. V-ați dori să o vedeți cât mai curând acolo în prima ligă? Da, este o întrebare la care am discutat mult în ultimul timp, nu m-aș vrea să o mai dezvolt, dar este a doua oară sau a treia oară când Clubul Universitatea respinge invitația Federației de a participa la acest turneu de baraj. Cu siguranță, nu numai Craiova, dar vorbind de Universitatea Craiova, cu siguranță și datorită lotului și bugetului pe care l-au, nu aveau practic nicio șansă de a participa, de a promova în Liga Națională și cu siguranță acesta este motivul, dar handbalul masculin cred că își are tot timpul locul în sala polivalentă unde performanțe foarte mari se pot obține și la masculin. Și în final, un mesaj pentru craioveni în ceea ce privește partida de joi seară? Îi așteptăm să vină să susțină echipa națională, la fel cum au susținut și Universitatea Craiova. Partido, tenemos partido muy difícil dentro de dos días. Avem un meci foarte greu peste două zile. Sabemos de la calidad que tiene el equipo bielorruso. Știm și cunoaștem calitatea echipei din Belarus. Y bueno, estamos trabajando, ya llevamos días trabajando para intentar llegar de la mejor manera posible. Avem câteva, deja muncim de câteva zile și încercăm să ajungem într-o formă cât mai bună la ora jocului. Sabiendo que jugamos contra un equipo tremendamente bueno. Știind că jucăm contra unei echipe foarte, foarte bune. Asiduo a todas las fases finales. Care a participat de-a lungul timpului la toate fazele finale ale marilor competiții. Y bueno, esperamos que con los entrenamientos que quedan ajustemos lo mejor posible para intentar jugar lo mejor posible. Și sperăm că la antrenamentele rămase să pregătim în așa fel jocul să ajungem să jucăm cât mai bine. No se puede prometer nunca ganar un partido. Nu putem niciodată promite un câștig un meci. Pero sí que se puede prometer entregar todo lo que tienes en el campo, que es lo que creo que el equipo está haciendo. Poți să promiți că dai totul pe teren, ceea ce face echipa în acest moment. Y tenemos que ser conscientes de nuestra capacidad y intentarlo de un fel. Să fim conștienți de nivelul nostru și să încercăm să dăm totul joi. Dar venit abia ieri la care va respecti suficient. Yo creo que desde el sábado el equipo está concentrado y está trabajando bien, ¿no? Echipa se află în cantonament de sâmbătă și a depus chiar, a muncit foarte bine. Llevamos un año trabajando con muchas concentraciones. Avem deja un an de zile în care ne-am întâlnit și s-a depus chiar un... Y que nadie espere nada nuevo para el jueves. Și nimeni să nu aștepte nimic nou pentru joi. Estamos creando una forma de jugar o estamos poniendo una manera de jugar. Am creat și ne-am construim un model de joc. Y con eso es con lo que vamos. Și acesta să-l urmăm. Y es lo que creo y en lo que creo que el equipo puede sacar rendimiento y de ahí no nos vamos a mover. Acesta este crezul meu. No se ne abatem de la acest drum și cred că este drumul care ne va aduce. Y tanto Colin como los jugadores conocen perfectamente lo que quiero. Ahora mismo creo que el equipo sabe perfectamente a qué vamos a jugar el jueves. La gândul său, Eliodor Voica și echipa cunoaște perfect ceea ce vreau de la ei și mai mult decât atât vor da totul și tot ce au pregătit pe joi, frică de ce. Esto es deporte, ¿no? Acesta este sport. El miedo en la vida no existe. O yo no lo tengo. Tengo frica respeto. În viață nu există. Respeto. Por respect. Todo el mundo. Pero miedo? Miedo no. Respectul, da, la frica. No. Miedo a la salud, a la familia, si pasa algo. Pero a esto, no. Este frică de sănătate, de dacă se întâmplă ceva cu familia noastră, dar de ceea ce facem noi în sport. La presión es una bendición. Presiunea sau este o binecuvântare. Porque quiere decir que estás para ganar algo. Asta înseamnă că vei lupți ca să câștigi ceva.
Si no tienes presión, es que no puedes ganar nada. Dacă nu ai presiune, înseamnă că nu poți să câștigi nimic. Yo presión llevo todo el año, pero no sabes hasta qué punto. Pentru mine nu știi ce presiune care am de-a lungul unui an competiție. La presión forma parte del alto rendimiento. La presión face parte din sportul de mare performanță. Pero solo es deporte. Dar până la urmă este sport. Creo que nosotros nos tenemos que acostumbrar a que este equipo juegue con presión. Trebuie să ne obișnuim ca această echipă să joace sub presiune. Porque no es lo mismo cuando te juegas la bola para ganar. Este același lucru când joci o minge ca să câștigi. Cuando tienes opciones de ganar. Când ai opțiuni de a câștiga algo, jocul, de a face, de a obține ceva. Que cuando no pasa nada. Ca și când nu se întâmplă nimic. Yo quiero jugar siempre con presión. Eu vreau să joc întotdeauna cu. Quiere decir presión. Que estamos para algo. Asta înseamnă că avem nevoie să câștigăm ceva, să suntem implicați. Si hubiésemos llegado con 0 puntos, no tendríamos presión. Am fi ajuns aici cu 0 puncte, probabil n-am fi avut presión. ¿Cómo preferimos jugar? Con presión, ¿no? Pues con presión. Es cum alegem să jugăm cu presión. Nosotros en Bielorrusia les sorprendimos. I-am surprins în Belarus. El efecto sorpresa se acabó. S-a terminat. Tendremos que hacer algo, que sorprenderles de alguna otra forma, pero la única forma es jugando bien a balonmano, lo que jugando bien a lo que estamos entrenando. Se sorprende într-un alt mod, dar nu rad, nu atât surpriză că trebuie să jucăm bine și trebuie să facem un joc bun, așa cum ne-am și antrenat. Yo creo que cuando ganamos en Bielorrusia nadie era consciente de dónde habíamos ganado. Când am câștigat meciul de la Minsk, eu cred că lumea nu era conștientă unde și cu cine am câștigat. Hay que mirar los resultados de Bielorrusia de los últimos años y nos daremos cuenta de contra quién jugamos. Să ne uităm și să vedem rezultatele echipei din Belarus în ultimii ani și ne vom da seama contra ce adversar avem în față. Nosotros tenemos un problema, que es que estamos en un grupo en el que somos el cuarto. Noi avem un problemă când ne aflăm într-o grupă în care suntem a patra echipă. Es el pote 4. Care suntem în. Es decir, el pote flojo somos nosotros, ¿eh? Deci, echipa cea mai slab considerată suntem noi. Y cuando no, siempre que vayamos a un sorteo nos toca un cabeza de serie. De fiecare dată când mergem la o tragere la sorți. El del pote 2, el del pote 3 y nosotros. Un cap de serie. O sea, nosotros somos los que todos quieren jugar. Todos ellos quieren jugar contra nosotros. Y eso hay que tenerlo claro. Y estamos intentando cambiarlo. Y vamos a hacer todo lo posible por cambiarlo. Y si puede ser el jueves, mejor. El objetivo es cambiar a Rumanía de pote. A ver si podemos pasar al pote 3. Și să vedem dacă putem trece dentro în cele de a treia grupă. Este unul dintre cele mai importante meciuri pe care le avem în ultimii 22 de ani. Sper în tot sufletul să fim într-o formă cât mai bună la ora meciului și să câștigăm. Avem mare nevoie de public. Chiar îi rog pe această cale să se prezinte cât mai mulți la sală, să ne susțină în orice moment, chiar dacă o să conducem, chiar dacă o să fim conduși, avem nevoie de ei și trebuie să fie alături de jucători. Dacă tot este că vorbim de statistică, că eu am participat ultima oară ca jucător la campionatul european din 1996 din Spania, vreau să vă spun că tot eu am fost și ultimul care am participat la un campionat mondial și anume în 1995, după care, în momentul când am venit la echipa națională, am reușit calificarea și ca antrenor federal la campionatul mondial din Croația. Deci, dacă este să respectăm statisticile și așa cum vorbește lumea, niciodată numai una singură, îmi doresc și vreau să cred că ne vom califica la campionatul european din 2018, pentru că
acești băieți merită, pentru că Federația Română de Handbal merită să aibă echipa națională masculină care să participe la competițiile majore.